Situația din Ucraina este din ce în ce mai tensionată. Serviciile de informații americane au emis un avertisment urgent către aliații NATO cu privire la un atac iminent al Rusiei programat pentru miercuri. Potrivit informațiilor, atât Serviciul Secret al SUA, CIA, cât și Armata Statelor Unite ale Americii au informat Guvernul Federal și alte state NATO că pe baza unor noi informații există temeri că atacul ar putea avea loc miercurea viitoare, pe 16 februarie. Nu-mi vine a crede. Nu-mi vine a crede. Din moment ce suntem în NATO, vom fi apărați. Rusia a înconjurat Ucraina din trei părți potrivit unei hărți a distribuției trupelor rusești, realizată de CNN pe baza estimărilor Statelor Unite, iar analiștii avertizează în privința amenințării unui atac iminent. Însă, ceea ce este greu de anticipat este direcția din care ar putea veni un astfel de atac. Nu cred că îndrăznesc. Acum, nu, depinde. El, președintele Putin, e hotărât, dar cine știe? Sunt alte forțe care, totuși, eu zic că se va încheia pe o cale amiabilă. Și așa ar fi mai bine. Care credeți că este poziția României? Cum vedeți? România, poziția e favorabilă. Noi suntem... Facem parte din NATO. Cea mai răspândită ipoteza celor care urmăresc mișcările Moscovei este că Rusia ar putea să-și sporească prezența militară, pe care o deține deja în regiune, făcând astfel estul Ucrainei cea mai favorabilă poziție din care să declanșeze o invazie. Războiul nu face bine la nimeni. Nu e bine ce se întâmplă. Nu e bine. Nu. Acesta va aduce numai rele pentru toată omenirea. Credeți că există posibilitatea unui real război? Eu totuși nu cred. Nu cred. Eu cred, zic că până la urmă se ajunge la o înțelegere. Și bine ar fi pentru toată lumea, pentru tot. Bine ar fi. Eu totuși sper că până în ultima clipă că... se va ajunge la o înțelegere. Și CIA, Agenția de Spionaj a Statelor Unite, are informații că Rusia plănuiește să invadeze Ucraina miercuri, pe 16 februarie. Statele Unite și țările partenere au anunțat că vor impune rapid sancțiuni severe Moscovei dacă Rusia va ataca Ucraina. America vrea o soluție diplomatică, dar este pregătită și pentru alte scenarii. Sunt concluziile convorbirii dintre Joe Biden și Vladimir Putin.